am plecat cu bicicleta să caut meri sălbatici. Haideți împreună cu mine să vedem ce găsim. Cu siguranță putem găsi meri, dar și alte fructe. Rămâneți alături de mine. Sunt într-un lan de porumb unde vreau să ajung să văd mărul din spate. Este un măr sălbatic, dar care face mere interesante. Vreau să ajungem la el, să-l vedem. Ei, și am ajuns. Dau mai în spate să focalizăm, să-l vedem. Da. După cum arată, este un măr din vechiul soi Ionatan. Arată foarte bine. Chiar foarte bine arată rodul. Am să opresc puțin înregistrarea și am să-l rup, să vedem cum arată în interior. Ia uitați. Are o pulpă fermă. Este dulce. Chiar dacă nu este copt. Sunt pomii rezistenți, sunt soiuri rezistente care au dezvoltat rezistență deosebită în timp. Aceste soiuri sălbatice, care s-au sălbăticit de fapt, sunt foarte bune atât ca portaltoi, cât și ca altoi. Am să iau câteva mere după jos. Sunt foarte bune. Asta e stricat. După cum se vede, a avut un rod abundent. Merită avut în vedere ca soluție de altoire. Am vrut să ajung la acest măr în mod special ca să văd dacă are puieți care pot fi îndepărtați pentru portaltoi, ca bază portaltoi. Din ce văd eu, nu are. Creșterea este doar din bază, doar din rădăcină. Deci nu poate fi folosite aceste creșteri ca bază portaltoi. Dar astfel de meri, cum este acesta din lanul de porumbi, mai pot fi găsiți, pentru că și folosiți, bineînțeles. Ei constituie un patrimoniu genetic deosebit de valoros. Mai ales acum, când soiurile de măr, de pom fructiferi, au devenit foarte sensibili la boli și dăunători. Și fără tratamente puternice, ei nu produc
sau dacă produc, avortează fructele din diferite motive. Și în al doilea rând, au o creștere destul de slabă. Pe când, așa cum se vede aici, acești meri care s-au sălbăticit au dezvoltat o imunitate deosebită, au o creștere foarte bună, au o înălțime de aproximativ 5-6 metri și pot constitui o soluție, mai ales pentru gospodării. Nu sunt o soluție pentru creșterea intensivă din ferme, dar sunt o soluție bună pentru o gospodărie cu suficient teren. Hai să mai vedem o dată fructele. Deci și la ora asta are destule fructe. Sunt multe căzute. Și el cu siguranță suferă din lipsă de apă. Acesta a fost mărul meu de astăzi, mărul găsit în lanul de porumbi. Lanul de porumbi este în spate, pe câmp, și aici este mărul. Un măr deosebit de frumos și, spun eu, un măr valoros, atât pentru altoire, cât și pentru păstrarea patrimoniului genetic, pentru păstrarea liniilor vechi de soiuri de măr. Acolo unde găsiți astfel de meri răzleți, încercați să obțineți o grefă din ei. Chiar dacă această grefă este bază, este portaltoi, cât și dacă grefa respectivă poate constitui ramură altoi pentru soiurile pe care le aveți dumneavoastră acasă. Încercați să diversificați gama pe care o aveți de soiuri acasă și în felul ăsta păstrăm și ceea ce este pe cale de dispariție. Am mai găsit un măr într-un crâng de pădurice la marginea apei, un măr sălbatic. Și acesta arată foarte bine. Bineînțeles că este bine dezvoltat, este adaptat mediului în care trăiește și are și rod, bineînțeles. Sunt niște mere mai mici, așa numitele mere pădurețe. Ia am să-l gust. Vedem ce gust are. Este un dulce acrișor. Mai mult acrișor. Încă are mere în el. Nu foarte multe. În comparație cu celălalt, nu are atât de multe mere. Probabil că merele care au căzut pe jos au fost mâncate de animalele sălbatice. Și acesta nu prezintă, nici acesta nu prezintă la bază puieți care pot fi desprinși pentru a fi portaltoi. Deși aici există o ramificație
de care trag eu acum. Dar este tot din bază, tot din rădăcini și nu poate fi extras și folosit ca portaltoi. De ce caut astfel de pomi? Ar fi mult mai simplu la pepinieră, dar astfel de pomi proveniți din soiuri sălbatice au o vigoare mare. Sunt deosebit de rezistenți la boli și dăunători. Au o dezvoltare foarte bună a rădăcinii și longevitate deosebită. Un astfel de măr trăiește în libertate, să-i spunem, în sălbăticie, fără niciun fel de întreținere, fără niciun fel de stropiri, 40-50 de ani. Așa că este foarte rentabil să găsiți astfel de pomișori care pot fi folosiți ca bază portaltoi pentru altoire. Eu astăzi am găsit 2. V-am arătat și vouă, dar voi căuta în continuare până voi găsi acel donator perfect din care să pot extrage portaltoiul. Am găsit astăzi și mure. Acesta este avantajul plimbării prin pădure, prin crânguri. În aceste luminișuri cresc mulți muri, zmeuri, iar gustul acestor fructe este net superior gustului murelor și zmeurei de cultură. Cum sunt murele de pădure? Foarte dulci. Nu sunt acre deloc. Au gustul special al fructelor sălbatice. Sunt mai mici, dar mult mai aromate. Haideți să mai căutăm. Sunt un deliciu și sunt convins că vă fac poftă. Este vremea murelor. Ieșiți din casă, mergeți pe marginile de drum, în regiunile de deal mai ales, și veți găsi astfel de luminișuri ca acesta, în care veți găsi mure, mure delicioase de care să vă bucurați. Dacă aveți suficientă răbdare, într-un astfel de loc puteți găsi și culege câteva kilograme de mure. Mure pe care le puteți consuma așa cum sunt, în stare naturală, sau le puteți transforma în gemuri. Vă recomand, dacă mergeți la cules de mure, să aveți un echipament mai potrivit decât al meu. Adică să nu veniți cu mâinile goale în tricou. Să aveți o pereche de cizme, o salopetă mai groasă, și să vă confecționați un cârlig cu care să trageți rugii de mur. Cine caută, găsește. Am găsit până la urmă
un loc unde merii au format tulpini, au format puieți la distanță față de planta mamă, donatoare. Cred că pe acesta îl pot scoate în toamnă și cred că și acela din stânga. Dar pe acesta, cu siguranță, la sfârșitul lunii octombrie, îl pot extrage. Intru în gunoi găsit pe marginea drumului. Am să fac o eșarfă de marcare. Îl înnod pentru a putea să-l identific după ce-i cad frunzele. Marcajul este gata. Gunoiul, ambalajul de croissant este din folie de aluminiu, nu va fi afectată de ploaie și soare și îl voi putea identifica ușor după ce îi cad frunzele. Am două, chiar trei tulpini pe care cred că le pot extrage și folosi. Iar dacă ambele tulpini marcate se dezvoltă dintr-o singură rădăcină, cred că pot să-i scot. Acum așteptăm oprirea din vegetație. Atât pentru astăzi. Eu mă declar mulțumit. Am găsit doi pomișori pe care vi-am arătat. Am găsit și mure. Mure delicioase. Și bineînțeles că m-am bucurat de ieșirea în aer liber. Încercați și voi și bucurați-vă de viață din lucruri simple. Nimic nu e mai important decât să fii sănătos și să te hrănești sănătos, să te bucuri de aer liber. Până data viitoare, rămâneți cu bine, multă sănătate!